Mind Architect Powered by Europa FM Susținut de Bilca Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani Dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă Bun găsit, bine ați revenit la Mind Architect Powered by Europa FM cu Cătălin Striblea și Paul Olteanu. Știți de mersul nostru, în această toamnă vă prezentăm modul în care funcționează creierul nostru, creierul omenesc, cum se stabilește chimia relațională dintre noi, unde greșim, ce avem de corectat și de ce ar trebui sau nu ar trebui să ne stăpânim emoțiile. Paul Olteanu, invitatul meu, este trainer, coach specializat în neuroștiință, om care a instruit mii de oameni în România cu exact aceste programe, a lucrat pentru corporații în general și mari instituții din România. Azi vorbim despre ceva lucru. ce multora ne lipsește. <laughs> da, e foarte interesant de ce lipsește și cum se formează. Se numește stima de sine. Mm -hmm. Dar hai să o definim, Paul, nu? Despre asta ar fi vorba întâi. Ce este stima de sine? Stima noastră de sine se fundamentează pe niște convingeri care pot fi conștiente sau inconștiente despre propria noastră valoare, respectiv despre ce merităm să trăim sau nu merităm să trăim. În speță, încă de când suntem copii, eu, noi am povestit în alte episoade că avem niște sisteme de memorie care învață asociativ, nu învață conștient, nu ți-ți minte când ai învățat ceva, ci trăiește experiențe și apar niște asocieri emoționale inconștiente care ulterior te ajută sau te încurcă. Și, de pildă, dacă eu când sunt copil, când îmi exprim o idee sau când am o perspectivă, când fac ceva, primesc apreciere foarte frumos, felicitări că te-ai străduit, felicitări că ai încercat, ce frumos că ai făcut asta, în creier la mine se eliberează dopamină, care e un hormon care îți dă o stare de bine și de motivație, de chef de a continua. Se poate elibera oxitocină dacă mă simt iubit, care e hormonul încrederii, care îmi dă sentimentul ăsta că sunt acceptat și pot să fiu așa cum sunt. Iar astea acumulate, experiențele astea, vorbim despre zeci, sute de mii de astfel de experiențe în dezvoltarea psihologică a cuiva, poate să ducă la unul din două tablouri ori am un tablou care îmi spune că eu mai degrabă merit apreciere, merit iubire, valorez ceva, valorez ceva parale, asta e stima de sine ridicată, sănătoasă, respectiv, pot, dacă am trăit o grămadă de experiențe în care părinții mei au zis hai să îl corectez tot timpul, să-l fac mai bun, să-l fac să fie din ce în ce mai performant și am trăit experiențe în care atât la școală cât și acasă mi s-a cam zis doar ce pot să fac mai bine, a să citi ce ai făcut prost, Acolo, în loc să se elibereze dopamină, oxitocină, serotonină care sunt chimicale care dau stări de bine, se eliberează cortizol, care e un hormon de stres și care îmi dă sentimentul ăsta că nu sunt ok, că e pericol, că e anxietate, că trebuie să fiu vigilent. Deci de câte oriți, cum să zic, critici copilul pe tema unei teme prost făcute sau unei note proste? Și aici e, 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 o, e o distinție esențială pe care mă bucur că adus la fileu. Dacă eu critic comportamentul lui sau performanța la o temă, asta nu e problematic. Problematic e dacă îi spun, ești bătut în cap. De câte ori ți-am zis să înveți mai mult? Niciodată nu faci asta, nu ești în stare. Deci, una e să criticăm comportamentul, lucru care e legitim în unele situații, alta e să criticăm persoana. Foarte mulți părinți și foarte mulți oameni nu-și dau seama că e o mare diferență între uh, n-ai fost atent la tema asta nu e în regulă să te duci cu ele nefăcute la școală sau cu genul ăsta de lipsă de atenție la detalii versus ești neatent. Mulți dintre noi în dezvoltarea noastră psihologică-timpurie poate am auzit expresii din registru ești nesimțit, ești prost, ești, nu știu, neatent, ești dezinteresat, ești leneș. Când îi spui unui copil ești leneș, ești prost, ești dezinteresat, chit că o faci la nervi când ți-ai uh -huh. pierdut autocontrolul și vorbește elefantul, Problema e că astea devin convingeri identitare. Dacă chestia asta ți-e repetată zi după zi, zi după zi și în contexte diferite, poate ți-a spus odată profesorul, odată ți-au zis copiii din fața blocului, uite-l și pe grasul ăsta sau uite și pe uh, fraierul ăsta sau lucruri de felul ăsta, astea produc cumulat o convingere care poate să fie luminoasă și mai degrabă să-ți dea încredere în tine, stimă de sine ridicată, în care eu când mă duc în experiențe noi, mai degrabă cred că o să-mi iasă și că merit să fiu în situația asta și să încerc. Deci când îi spui, ești brânză bună în burduf de câine și asta îi să mai spune și la școală... Și nu, nu e cea mai înțeleaptă idee, pentru că în primul rând copilul nu are ce să decodifice valoros din expresia asta, deci ce anume trebuie să fac diferit. Eu recomand foarte tare feedback, că este e o formă de feedback, legată de, comp legat de comportamente și de rezultate, nu legat de cum e ăla ca persoană stima de sine ridicată presupune ca tu să crezi că fundamental ești un om ok care merită, care poate, care are capacitatea să X sau Y. Stima de sine scăzută e o convingere identitară profundă adâncă cum că tu nu meriți, nu poți, nu o să-ți iasă. Și de aici mai vine o componentă foarte interesantă, așa nume cum să manifeste stima de sine crescută sau scăzută în relații. De pildă, eu cunosc o grămadă de oameni care sunt în relații abuzive, fie în plan personal, fie în plan profesional, pentru că, la nivel emoțional, partea aia din creier care gestionează 90% din procesele noastre mentale, elefantul, cum îl numim noi aici la Mind Architect, crede că e legitim să trăiesc asta. Dacă eu am crescut într-o familie de pildă în care de când eram copil mi s-a spus că nu pot, stai în bancata dacă o dai în bară, dacă nu o să-ți iasă. vezi că nu vezi de treaba ta, tu n-ai avut părinți general de securitate, n-ai cum să reușești în business și așa mai departe, zic dau exemplele astea, eu acolo când intru în relații cu alți oameni, eu o să am un reflex automat să mă subordonez. Pentru că în capul meu nu există un model în care eu aș putea să fiu egal cu oamenii ăștia sau peste ei. Deci toate aceste micromomente de feedback de care noi am vorbit mai devreme, contează enorm în dacă un om o să creadă că merită lucruri într-o relație și cu stimă de sine ridicat o să spun eu nu accept să vin sâmbătă la birou dacă nu mă remunerați în plus pentru că nu sunt sclavă plantație. Am nevoie să îmi respectați munca, de exemplu, sau mai degrabă o să vină, o să trăiască frustrare pentru că vine, dar o să zic că, pești, ce să fac? Ce, ce aș putea să Dacă nu vin eu, mă dau afară și aduc pe altul. Genul ăsta de frică față de viață sau de încredere în viață sunt manifestări concrete ale stimei de sine ridicate, respectiv scăzute. Dacă s-a greșit în copilărie în perioada asta, da? Când nu ai primit feedback-ul necesar. Și viața așa a fost construită. Nu toată lumea ne ascultă, nu toți părinții sunt atenți la chestiunea asta. Avem obiceiuri care țin de ani de zile. Poți să mai corectezi Absolut. acum ca adult? Adică... Absolut. Doar că lucru pe care noi îl repetăm și o să-l tot repetăm că așa învățăm prin repetiție este că corectările la nivel emoțional nu se întâmplă din experiențe vorbite. Adică, dacă eu, de pildă, am învățat că nu știu, nu sunt bun de nimic, nu e suficient ca în viața adultă să-mi spună Cătălin, Paul, ești un. Interlocutor de care mie îmi place, să ești un om inteligent sau competent. Eu am nevoie să trăiesc experiențe care mie să-mi demonstreze asta. Cum ar fi? Cum ar fi, de pildă, să văd că oamenii vin și mulțumesc pentru ceva din ce am făcut, să văd că vin și-mi spun, băi, m-a ajutat episodul ăla, vai ce bine ai vorbit, să-mi spună mai multe persoane lucruri respectiv, uh -huh. pentru că toate momentele astea de feedback pozitiv eliberează dopamină în creier. Și dacă se eliberează destul în mod repetat și cu oameni diferiți, de exemplu, continuăm sezonul, avem acest prim sezon, să zicem că un feedback bun e dacă îl continuăm. Oamenii sunt suficient de interesați încât să mai facem unul. Asta mie poate să-mi recableze convingerile mele identitare despre cât merit eu ca profesionist sau dacă sunt bun sau nu. Dacă toată viața ai auzit că nu ești în stare, eu am cunoscut oameni căruia și când le spui felicitări, bravo, super idee, nu te cred. Pentru că convingerea e atât de profundă, e atât de adâncă și a fost întipărită în atât de multe situații, încât o picătură într-un ocean nu schimbă culoarea apei. Dar suficiente picături în oceanul ăsta poate să recableze. Paul Olteanu, și atunci asta înseamnă că trebuie făcut ceva și la clasă, da? Pentru că noi am zis că oferim această emisiune și site-ul neuroștiința la multor profesori. Ce faci la clasă? cel mai important lucru ca să creștem copii cu stimă de sine ridicată sunt, 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 doi piloni. O să o împart în două idei. Numărul unu e ce să nu facem. Și anume, ideea numărul unu aici ar fi să nu facem, să nu etichetăm valoare umană. Să nu spunem tu nu ești bun la matematică, pe tine nu te duce capul. Tu ești leneș, tu ești brânză bună în burduf de câine. Fără asta. Deci prima idee e să nu, în perioada asta foarte sensibilă în dezvoltarea psihologică a cuiva, să nu punem etichete identitare. Foarte important asta. Și doi la mână, ce, când copilul greșește, e legitim să-i spunem vezi că aici, în mod specific la problema asta, n-ai gândit-o bine. Sau n-ai ajuns la rezultatul bun. Feedback legat de comportament și rezultate, nu legat de cum e ca persoană. Asta e ideea centrală. Și doi, dacă vrem să creștem... Uh, cetățeni cu stimă de sine ridicată, care își cer drepturile, că uite, noi în țara asta am avea nevoie de oameni care să simtă că merită mai mult, apropo și de relația noastră cu mediul politic, uh, un lucru care poate să ajute foarte tare este dacă în școală profesorii îmi reflectează și ce fac bine. Eu mi-aduc aminte, uite, mi s-a lipit de minte, s-a eliberat dopamina în capul meu, învățătoarea mea din clasele 1-4, doamna Văduva, mi-a zis, tu ești regele propozițiilor, pentru că eu în 1-4... Găseam cu lejeritate cuvintele și făceam propoziții mai ample, mai frumoase. Genul ăsta de feedback, uite, la zeci de ani de când am terminat perioada educațională, s-a lipit de mintea mea, iar în relație cu materii care presupuneau comunicare orală și așa mai departe, am avut mereu încredere în mine, pentru că am avut, de pildă, feedback-ul ăsta și au mai fost și altele care mi-au dat încredere, dar dau exemplu de genul ăsta de moment. Mai zic o ultimă idee creierul nostru oricum cântărește negativul de trei ori mai puternic decât pozitivul. Asta ce înseamnă? Adică, la una caldă, una rece, i-am zis una de, bun, de bine copilului, una de rău copilului, suntem pe minus 2. Stima lui de sine e minus 2. Hm. Deci, dacă vreau deci să construiesc... El simte mai tare critica? Intensitatea oricărei forme de informație negativă e mai puternică că avea valoare de supraviețuire. Într-o lume care încerca să ne omoare fizic, cum e cea în care a evoluat, au evoluat mamiferele și în care ni s-a dezvoltat și nouă creierul, acolo era mai util să scanezi după amenințări, să cântărești mai greu dacă mirosea vulpe, decât să te uiți la morcov. La morcov puteai să te uiți după ce nu mai mirosea vulpe. Și atunci, la una caldă, una rece, ești pe minus 2, asta se cheamă negativity bias, de exemplu. Bias sau inclinație către negativitate. De aia, de pildă, ne și schimbăm furnizorii mai repede când ne enervează rău de tot la curent, decât când apare unul nou mult mai bun. Oamenii mult mai frecvent și de aia și ieșim la vot când ne sperie unul dintre candidați decât când avem de ales între doi candidați luminoși. La școală specific, asta cum se aplică, e că ar fi bine să fie de 3-4 ori mai multă apreciere decât critică, renunțând la, o să folosesc un cuvânt dur, dar la profund eronata idee, cum că dacă îi oferă apreciere să culcă pe ureche. Asta este o prostie neuroștiințifică care s-a perpetuat din generație în generație. Nevoia noastră de statut de apreciere este universală și o avem în comun cu toate mamiferele. Toate mamiferele luptă să luptă să-și crească statutul în grup, deci când e loc de apreciere, noi o să depunem efort mai mult decât în momentul în care nu primim apreciere, indiferent ce facem. Acolo ne blazăm, devenim cinici, ni să ia. Atât la școală cât și la birou, aprecierea e benzină, e combustibil. E lucru care îți dă energia, psihologic vorbind, să continui și mâine și să o faci și mai bine. Sper că v-a fost de folos acest episod cu Paul Olteanu, realizatorul Mind Architect, cel mai ascultat podcast din România. Nu uitați că aveți și neuroștiința la clasă.ro săptămâna viitoare ne întoarcem cu una dintre temele speciale ale școlii românești și ale relațiilor dintre părinți și copii. Vezi că Xulescu a luat mai mult. Vă Abia spor. o aștept. Vă doresc spor la treabă. Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.